Dacă aseară Cristian îi transmitea Antoniei faptul că ar trebui să dea timp timpului și să mai aibă puțină răbdare, iată că în seara aceasta Cristian a făcut acea cerere oficială pentru reîntoarcerea Antoniei, a spus că declară public în fața tuturor faptul că își dorește ca Antonia să revină în casa Mireasa și să își petreacă timpul rămas acolo împreună. Iar motivele, argumentația lui a fost că îi este foarte dragă, îi este foarte dor de ea. O vrea alături de el până la finalul acestei competiții. Mai spunea că este prima femeie din viața lui pentru care are sentimente atât de intense și chiar îi mai zicea Antoniei că sigur o să bucure foarte tare vestea aceasta că s-a hotărât să facă această chemare oficială, vom vedea și când se va întâmpla votarea pentru reintrarea ei.